fotografia este arta de a fura timpului o firimitură de clipă. Așadar, permiteți-ne și nouă să vă furăm câteva clipe și să vă povestim despre Sorin și marea lui Hoinăreală. Este o expoziție itinerantă de fotografie dedicată 100% satului românesc. Expoziția reprezintă selecția celor mai bune fotografii realizate de un grup de fotografi tineri și talentați care au hoinărit prin țară, călăuziți fiind de către fotograful Sorin Onișor. Instantaneele au fost surprinse în taberele organizate de artist în diferite zone ale țării. Instantaneele expuse pe Simeze au fost surprinse în taberele organizate de artistul fotograf Sorin Onișor în diverse zone ale țării. Maramureș, Delta Dunării, zona bisericilor rupestre din Buzău, satele Săsești din zona Sibiului, Munții Apuseni sau Moldova Colinară. Bucovina însă este un loc aparte pentru fotografie, o știu toți hoinarii. Așa se face că e reprezentată ca atare. Parții României, pentru că place toată întreaga Românie, e o țară care cred eu și spun multora, este cea mai frumoasă țară din Europa și am destule motive să fac această afirmație. Mai nou am devenit bucovinian și mă bucur că acum al treilea vernisaj al acestei expoziții are loc la Suceava. În fiecare an, la sfârșitul anului, organizez o astfel de expoziție cu cele mai bune lucrări ale participanților la workshop-uri pentru ca să fie un motiv leș de bucurie pentru ei, o motivație în plus. E foarte important pentru un tânăr fotograf să vadă un print pe perete și să-și dea seama că acea joacă pe care a făcut-o nu este de fapt o joacă, ci chiar un demers și un act artistic. Taberele de fotografie Marea Hoinăreală propun o retrospectivă a autenticului românesc, mijlocită de obiectivul aparatului foto, și au rolul de a inspira tinerii fotografi și de a-i atrage spre zona rurală. Participanții sunt dintre cei mai diversi, un copil de 9 ani, o pensionară din Chile sau o măicuță pasionată de fotografie, semnează cu toții instantanee expuse în aceste zile la Suceava. O altă coincidență face ca această seară să fie și lansarea, fie și momentul lansării unui album de fotografie. Un proaspăt ucenic de-al meu, un proaspăt hoinar din Bucovina, Dorin Svedeniac, aici de față, care s-a și îmbrăcat așa cum trebuie, într-o cămașă tradițională, care s-a apucat de fotografie de vreo 7-8 luni de zile, dar i-a plăcut atât de mult și a venit des cu mine, astfel încât am reușit împreună să încropim un album pe care îl lansăm astăzi, este acolo pe o masă în spatele vostru și bineînțeles că este și de vânzare, nu e doar de decor. Un album care sunt sigur că o să aibă succes pentru că este reprezentativ pentru Bucovina. Dacă tot Sorin a pomenit de ziua soției mele, proaspăt fotograf, avem o surpriză. Surpriză? Din partea noastră a tuturor, hoinarilor. Ce ai găsit? Oficial. Va avea și Marina. Avem și un print de la Marina. Bravo! Comuna Vama, la ora albastră, de Crăciun. Bine ai venit în rândul hoinarilor, tânără domniță. Urmează asta mică. Expoziția Marea Hoinăreală poate fi vizionată la Iulius Mall până pe 12 martie. Este un semnal de alarmă, o încercare de a atrage privitorii în lupta pentru conservarea peisajelor și a zonelor neatinse, pentru valorificarea tradițiilor satului românesc, a meșteșugarilor, precum și a riturilor țăranilor simpli, care cultivă pământul de mii de ani, spune artistul Sorin Onișor. Desemnat în 2010, fotograful anului de Asociația Artiștilor Fotografi din România, Sorin Onișor are la activ peste 10 expoziții personale de fotografie și mai mult de 40 de expoziții colective.